Salutare, salutare, dragii mei! Astăzi vom face ulei de ghimbir în casă. Vreau să vă spun că putem înlocui orice remediu obișnuit pentru dureri reumatice sau alte dureri cu acest ulei de ghimbir făcut în casă, dar are și beneficiul suplimentar de a nu avea contraindicații sau efecte secundare adverse. Deci este un ulei care nu are niciun efect secundar. De asemenea, timp de secole, acest ulei a fost folosit în cultura chineză, dar și în cea indiană, în scopuri medicinale. Iar după ce și-a arătat calitățile, să spunem așa, a reușit să intre și în lumea frumuseții, devenind favoritul celor care își doresc un păr sănătos și abundent. Uleiul de ghimbir ne ajută foarte tare la creșterea părului. De asemenea, ghimbirul provoacă un efect termogen, care duce la arderea grăsimilor și elimină grăsimile saturate, în special pe cea a abdomenului. Așa că uleiul de ghimbir ne ajută să ardem grăsimile. Acum, printre diferitele moduri de utilizare a ghimbirului, uleiul de ghimbir poate fi folosit pentru dureri reumatice, musculare, probleme circulatorii, probleme digestive, migrene. O să vă spun mai târziu puțin cât e fiecare și cum se utilizează acest ulei. Haideți să începem. Vom avea nevoie doar de ghimbir și ulei de măsline. Am eu aici doar de două ingrediente. Bun, acum o să dăm ghimbirul prin răzătoare. Uitați, eu l-am spălat foarte bine, nu l-am curățat de coajă pentru că coaja are foarte multe proprietăți terapeutice, deci nu este bine să le îndepărtăm, zic eu, așa că o să dăm prin răzătoare ghimbirul cu tot cu coaja. Am dat ghimbirul prin răzătoare mare, iar acum nu trebuie să punem ghimbirul în ulei. De ce? Pentru că trebuie să facem altă etapă înainte și anume să-l scurgem de apă. O să vă arăt imediat câtă apă are ghimbirul, iar dacă această apă ajunge în ulei, vreau să vă spun că uleiul se râncezește foarte repede. Deci, cât mai puțin apă în ulei, cu atât mai bine. Uleiul durează mai mult. Uitați! Uitați cât lichid a avut ghimbirul. Deci, dacă acest lichid ajunge în ulei, uleiul râncezește. Iar acum, dacă nu vreți să-l strecurați așa, ce mai puteți să faceți este să îl lăsați la uscat timp de câteva zile pentru a pierde apa. Iar acum, nu aruncăm acest lichid, deoarece o să facem o cremă pentru celulită și pentru arderea grăsimilor. Iar acum o să punem ghimbirul stors într-un borcanel. Așa. Ok. Bun. Iar acum peste ghimbir o să adăugăm ulei de măsline. Eu voi folosi ulei de măsline deoarece o să-l folosesc acest ulei și în salate. Vreau să vă spun, este foarte bun pentru a slăbi. O să-l punem și pe păr. O să vă arăt după aceea cum îl folosim. Așa că eu am ales să folosesc ulei de măsline. Acum vom pune ulei de măsline până tot ghimbirul va fi acoperit de ulei. Da, nu contează cantitatea de ghimbir, orice macerat faceți, trebuie să fie așa scufundat în ulei. Uitați, nu trebuie să rămână, de exemplu, orice plantă face sau orice macerat faceți, trebuie să fie scăldat așa în ulei, da? Bun, iar acum vom pune căpăcelul. Bun, acum, acest ulei, ce vom face cu el, trebuie să stea la macerat. Macerarea se poate face în două feluri, însă eu am descoperit și a treia metodă, o să vă spun, dragilor. Deci, prima metodă este prin macerarea la rece. Puteți să punem acest borcanel în dulap, la loc întunecat, timp de 30-40 de zile.
După aceea, macerarea se poate face la cald. La cald o să punem într-o cratiță apă, o să introducem borcanul și o să lăsăm la apă fierbinte, să stea în apă fierbinte timp de o oră și jumătate. Sau mai putem face următoarea metodă. Vreau să vă spun și vouă, pentru că eu o folosesc de ceva timp. Dacă aveți mașină de spălat vase, dragilor, punem acest borcanel în mașina de spălat vase și punem programul la 65-70 de grade timp de 2 ore. Și uleiul nostru de ghimbir este gata. Eu așa o să-l fac, o să vă arăt acum cum se macerează, bun? În mașina de spălat vase. Așa cum vă spuneam, o să pun borcanul cu ghimbir la macerat în mașina de spălat vase, dragilor. O să-l pun aici deasupra. O să închid și o să pun un program de 2 ore. Un program intensiv de 2 ore. După aceea o să las borcanul să se răcească, uleiul să se răcească, conținutul, bineînțeles, și o să continuăm rețeta. Dragilor, am aici uleiul de ghimbir, l-am lăsat să se răcească, iar aici avem sucul de ghimbir pe care l-am stors. Acum vreau să vă spun că o să fac rapid, rapid o cremă pentru celulită, pentru arderea grăsimilor cu acest suc. Nu o să-l arunc. Este o cremă excelentă și o să vă arăt rapid cum se face. O să avem nevoie doar de acest suc, 50 grame, eu l-am cântărit, l-am aici. Vom avea nevoie de aceeași cantitate de ulei de cocos. Este cam tare uleiul. Așadar, am aici cele 50 de grame de ulei de cocos, iar acum vom adăuga 5 grame de ceară de albină. Eu am așa, dar puteți să adăugați ceara pe care o aveți, nu știu dacă aveți în fâșii sau, mă rog. Deci 5 grame. Așa. Acum o să duc pe foc totul până se topește ceara și untul de uleiul de cocos și revenim. Am aici, dragilor, ceara și uleiul de cocos care s-au topit. De asemenea, am încălzit puțin și sucul de ghimbir, iar acum o să amestecăm toate ingredientele cu ajutorul unui mini-mixer din acesta. Amestecăm crema până se îngroașă puțin. Uitați, deja a început să se îngroașe. Crema este gata. Stați să vă arăt ce textură are. Uitați. Crema se păstrează în frigider timp de 2-3 luni. Să știți că o să se mai întărească puțin, dar este la fel de eficientă. Am un borcanel aici, așa că o să pun crema aici. Și acum o să vă spun cum folosim crema și uleiul de ghimbir. O să vă spun câte beneficii au amândouă. Deci sunt sigură că o să faceți atât uleiul cât și crema de ghimbir. Wow, super, super! Asta mi-a mai rămas puțin. Așa. Ok. Bun. Deci aici am crema și aici am uleiul de ghimbir. Acum urmează explicațiile. Pentru a crește energia, revitaliza mintea și corpul, luăm 2-3 picături de ulei de ghimbir într-un pahar cu puțină apă, apa la temperatura camerei, vă rog. 1, 2, 3. Deci pe stomacul gol dimineața luăm picăturile de ulei cu apă. Acum, pentru a ameliora artrita, durerile de spate, durerile musculare, dar și cele derivate din deficiența circulatorie, cum ar fi picioarele, durerea de picioare, picioare grele, senzația aceea că avem picioarele grele, putem să utilizăm 3 picături de ulei de ghimbir și să masăm foarte bine zona. Da? Deci întindem uleiul de ghimbir pe zona afectată.
Dacă ați făcut crema, această cremă o întindem și masăm foarte bine picioarele, da? Sau crema, sau... Mie îmi place mai mult crema, vreau să vă spun, nu știu de ce, parcă îmi place mai mult crema. Și cum se întinde, și cum textura și eficiența ei. Deci, acum voi, depinde de voi, dacă folosiți crema sau uleiul. Eu vă zic în ambele cazuri cum trebuie să folosim aceste două ingrediente. Acum, pentru a calma durerile de stomac, în caz de gaze, colici, diaree, ce putem să facem este să utilizăm tot așa două picături de ulei de ghimbir sau puțină cremă de ghimbir. Se aplică pe abdomenul inferior și face masaj așa în sensul acelor de ceas, da? Acum, pentru a calma durerile de gât, sinusita, rinita, trebuie să facem inhalații cu apă simplă amestecată cu 1 până la 2 picături de ulei. Deci, după cum vedeți, au foarte multe proprietăți, atât crema cât și uleiul de ghimbir. De asemenea, la ce mai este bună în acest caz crema sau uleiul? Pentru tratarea vergeturilor, dragilor, pentru proprietățile sale antiinflamatoare și antioxidante, uleiul de ghimbir sau crema de ghimbir sunt potrivite pentru tratarea pielii rupte a cicatricilor. De asemenea, ghimbirul, cum vă spuneam, aparține clasei de alimente numite termogenice. Aceasta ce înseamnă? Înseamnă că crește temperatura corpului și stimulează metabolismul. Ghimbirul, de asemenea, datorită efectului său de ardere a grăsimilor, este foarte util în combaterea celulitei. Așa că, dragilor, această cremă trebuie să o aveți în frigider pentru celulită, pentru vergeturi, după cum ați văzut, pentru orice tip de dureri. Nu vă speriați dacă vă încălzește așa puțin zona în care ați pus crema, da? Cum vă spuneam, este termogenic, da? Înseamnă că încălzește foarte bine zona. Alt remediu a uleiului de ghimbir, dragilor, este că crește părul, ajută rădăcina părului să se întărească. Cum o să folosim acest remediu? Punem puțin ulei aici și aceeași cantitate de ulei de ricin. Câtă cantitate de ulei de ghimbir? Aceeași cantitate de ulei de ricin. Cu acest ulei, dragilor, ne facem un masaj foarte bine scalpului, umezim foarte bine scalpul, facem masaj, punem o pungă pe cap, după care un prosop și lăsăm așa timp de o oră. Vă spun, este un remediu fantastic pentru creșterea părului, dacă nu l-ați probat deja. Cam acesta ar fi tutorialul de astăzi, dragilor. Sper să faceți acest ulei de ghimbir plus această cremă super, super bună pentru, cum vă spuneam, pentru celulite, pentru vergeturi. Dacă vreți, puteți să consultați mai multe informații pe internet să vedeți ce proprietăți are excelente acest ulei de ghimbir. Eu am făcut crema ca un extra, dar îmi place foarte mult crema de ghimbir, de aceea vreau să vă arăt și vouă. Vă pup, sper că v-a plăcut tutorialul și ne auzim în următorul tutorial. Ciao, 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 dragilor! Pupici!